onorată asistență, doamnelor și domnilor, stimați invitați, bună ziua și bine ați venit la ceremonia militară cu depuneri de coroane și jerbe de flori, zi în care comemorăm 544 de ani de la bătălia de la Vaslui, ce a avut loc la data de 10 ianuarie 1475 între armatele creștine sub conducerea domnitorului Ștefan cel Mare și oastea otomană aflată sub comanda lui Suleiman Pașa. Pentru buna desfășurare a ceremoniei, vă adresăm rugămintea să treceți telefoanele mobile pe modul silențios, iar pe timpul intonării imnului național s-a acordat semnele de respect cuvenite acestui moment. Vă mulțumim! Doamnelor și domnilor, sosește subprefectul județului Vaslui, domnul Mircea Gologan, însoțit de comandantul brigăzii 15 mecanizate Podul Unalt, general de brigadă Remus Bondor. Se intonează imnul național al României. Ceremonia continuă cu oficierea serviciului religios. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Zinditorule, fă odihnă, Doamne, și sufletelor adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejdea și-a pus, spre Făcătorul și Ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pe Tine zici limante avem și rugătoare bine primită către Dumnezeu, pe care le-ai născut născătoare de Dumnezeu nenuntită, a credincioșilor mântuit. Bine
Binecuvintești cuvânta, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale. Toată Sfinților, izvorul vieții și ușa Raiului, să aflu și eu calea prin pocăință, eu sunt oaia cea pierdută. Cheamă-mă, Mântuitorule, și mă mântuiește. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale. Odihnește, Dumnezeule, pe robii Tăi și așează în rai, unde cetele Sfinților, Doamne, și drepții ca luminătorii strălucesc. Pe adormiții robii Tăi odihnește-i, trecându-le lor toate greșelile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe o dumnezeire între străluciri, cu dreaptă credință să o lăudăm strigând: Sfânt ești, Părinte, fără de început, Fiule cel împreună fără de început și Duhule cel dumnezeiesc, luminează-ne pe noi care cu credință slujim Ție și ne scoate din focul cel de... Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Bucură-te curată ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trus spre mântuirea tuturor. Că neamul omenesc afla mântuire prin Tine și noi să află Raiul Născătoare de Dumnezeu curată și binecuvântată. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta rugămâne Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților robilor lui Dumnezeu, eroi care au căzut pe câmpurile de luptă, pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Dumnezeu să așeze sufletele lor unii toți drepti se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem, Domnului să ne rugăm. Da, Doamne, Doamne, miluie! Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care-i călcat moarte și pe diavol, l-ai surpat și-ai dorit viață lumii Tale însuți, Doamne, și sufletele fericiților și într-o adormire ostași, eroi și luptători români, din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre, în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe, pentru întregirea neamului nostru, odihnește-ne în loc luminat, în locul verdeață, loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i. Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat, dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău adevărul, că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi pomeniți, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău, Tu, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea,
a cărei mila este nemăsurată și iubirea de oameni de adânc neajunsă, la a ta slavă căzând, cu frică și cu cutremur, ca niște robi nevrednici cu milință, aducem acum mulțumire pentru bunătatea ta și pentru victoria ce a fost la podul înalt. Și ca pe Domnul, Săpânul și Binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm și te lăudăm și iarăși cădem înaintea ta și mulțumim. Ne rugăm cu milința la nemăsurata, nespusă ta milostivire, ca precum atunci ai primit rugăciunea robilor tăi și cu milostivire ai învrednicit să fie victorioși, așa și de acum înainte, Doamne, învrednicește-ne pe noi să sporim în dreaptă credință, în dragostea către tine și către aproapele și în toate faptele cele bune și să dobândim binefacerile tale împreună cu tot poporul nostru. Ferește-ne pe noi de toată reaua întâmplare, dăruiește-ne nouă liniște și pace. Ne învrednicește pe noi totdeauna mulțumire să aducem cele bune grăim, cele bune să facem și să cântăm ție celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh. Slavă ție, Dumnezeul nostru, Dătătorul nostru de bine în vecii vecilor. Într-o fericită adormire veșnică, odihnă de Doamne, sufletelor adormiților, robilor de Dumnezeu, ostași, eroi ai neamului românesc, și le fă veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Pomenirea lor din neam în neam, din veac în veac, și le fă lor, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Sufletelor se vă strășui într-o bunătăți, iar semința vă moștenei pământul, și de vreo, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Dumnezeu să ierte și să odihnească pe noi, să ne miluiască și să ne mântuiască ca un bun și de oameni iubitor. Urmează alocuțiunile autorităților locale. Îi adresăm invitația să ia cuvântul doamnei Ramona Mocanu, directorul Muzeului Județean Vaslui. Iubiții noștri credincioși creștini, ne închinăm cu prietenie vouă tuturor oaspeților noștri care au văzut atâta cale de drum până la locul Marii Izbun de la Vaslui, podul înalt, și vrednicilor slujitori și gospodari din Ținutul Vasluilor și din alte ținuturi. În această zi, în care am voctit pe toată lumea la o mare adunare a oamenilor buni, voim a pomeni și cinsti numele celui care a fost baciul neamului nostru, străbunul nostru Ștefan Vodă, cel care a luat schiptul domniei țării Moldovei acum 562 de ani și a fost mare purtător de biruință, strălucit gospodar și bărbat minunat. Și vă spunem vouă că niciunde vrednicia și măreția inimilor voastre nu pot fi mai nimerit prețuite ca în ținutul de legendă al Vasluiului, aici unde, cu ajutorul lui Dumnezeu acel atotputernic, măritul voievod Ștefan și oștenii săi au tăiat mâna cea dreaptă a necredincioșilor turci. Atunci, moldovenii au primit răsplata veșnică de la bunul Dumnezeu, bine meritata laudă a creștinătății și gloria unei izbânde pe care cerul a hărăzit să fie a lor. Așadar, luminați și cu sufletul curat, să ne gândim cu toții la vitejii Moldovei de la Vaslui, podul înalt. Ca un izbăvitor a celor săraci și folositor robilor, Ștefan Voievod a rugat atunci pe bunul Dumnezeu să mântuiască sufletele smeriților săi viteji, iubitori de neam și de țară, oameni de aleasă vrednicie pe aceste plaiuri și care au stat cu capetele ridicate în fața creștinei Europe.
bunii noștri creștini. Am scris acest uric pentru izvodirea acestei adunări, care să poarte veșnic recunoștința faptelor de vitejie ale străbunului nostru voievod și fiți dară părtași la serbările vasulinilor care nu au uitat că măritul Ștefan a dat târgului lor faimă, a lăsat moștenire o curte domnească și o frumoasă biserică. Măreția și lumina chipului vasului în istorie au fost, prin această victorie, frumos zugrăvite cu sângele vitejilor Moldovei. Dar pentru a toate acestea și pentru mai mare cultură, s-a pus pe cetea noastră a Consiliului Județean Vaslui, fiind martor mulțime multă și aleasă, după obiceiul nostru cel vechi. Dumnezeu să vă miluiască într-o desăvârșită pace sufletească, care să se voltească asupra întregii țări. S-a scris acest uric în târgul Vasluiului, la curțile noastre domnești, sub adevărat jurământ, în leat 7527, luna ianuarie 10. Îi adresăm invitația să ia cuvântul domnului Mircea Gologan, subprefectul județului Vaslui. Onorată audiență, Ștefan cel Mare reprezintă un simbol pentru aceste meleaguri. Istoria ținutului Vasluiului este strâns legată de personalitatea marelui voievod. Aici, în locul în care ne aflăm, s-a scris o pagină din istoria buciumată a țării noastre. Aici, la podul înalt, Ștefan cel Mare a impresionat pe mulți împărați, regi, conducători, scriind una din cele mai memorabile pagini din istoria românilor. În fruntea armatei sale, Ștefan s-a opus turcilor, apărând relativa independența Moldovei și obținând poate cea mai răsunătoare victorie împotriva islamului de către o armată creștină. Astfel, faima marelui voievod trece peste granițe, iar unii cronicari spun că este cel mai mare domnitor din toată Europa, iar papa îl proclamă atletul lui Hristos. De aceea, 10 ianuarie 1475 rămâne înscrisă cu litere mari în sufletele fiecărui vasluian, amintirea biruinței lui Ștefan dăinuind până astăzi. Ștefan cel Mare este idealul poporului nostru, el personifică patriotismul, vitejia, dreptatea și bunătatea. Să-l cinstim cum se cuvine și să-i rostim cu mândrie numele oriunde vor fi. Mulțumesc! Îi adresăm invitația să ia cuvântul domnului Dumitru Buzato, președintele Consiliului Județean Vaslui. Domnilor președinți și vicepreședinți ai Consiliilor Județene din țară și din Republica Moldova, domnule general, stimați militari, dragi participanți, iată că într-o zi de iarnă, poate asemănătoare cu aceea de acum 544 de ani, oameni din toată Moldova s-au reunit aici, la poalele acestui deal pe care străjuiește statuia Marelui Voievod, pentru a celebra una dintre cele mai cunoscute bătălii ale Evului Mediu, bătălia de la Vaslui, în care Ștefan cel Mare, cu o mică armată, care nu era chiar mică pe vremea aceea, de 40.000 de oameni, se pare că nici azi nu e așa de mică, s-au opus puterii otomane în drumul ei expansionist către centrul Europei. Astăzi dimineața am auzit o prezentare a acestui eveniment din istoria noastră la Radio România, în care unul dintre prezentatori spunea că evenimentul ăsta a fost foarte important pentru că la bătălie au participat 5.000 de secui. Nu prea știu eu ce fel de soi de om este acesta care a considerat că din cauza aceasta este evenimentul merită să fie reamintit și nu din cauza că Ștefan cel Mare a simbolizat de-a lungul vremurilor elementul activ de constituire a statului moldovenesc în forma sa deplină, de maximă expansiune pe care a atins-o și de puterea statului moldovean și mesajul care l-a transmis peste veacuri de unitate a tuturor românilor și de încercare de a construi pentru aceștia un stat puternic, protector, un stat care să le garanteze viețuirea pe acest pământ. Noi, cei care suntem prezenți astăzi, avem datoria de fiecare dată
indiferent cum e vremea, să ne gândim la ceea ce s-a întâmplat în istoria noastră, să cinstim amintirea și să îi omagiem pe aceia care au fost agenții active ai istoriei noastre, să-i comemorăm pe toți cei care au căzut pentru apărarea patriei lor. Tuturor celor prezenți, vă doresc multă sănătate, să avem ocazia și în viitor să ne întâlnim la asemenea evenimente și să păstrăm vie amintirea evenimentului și a marelui voievod. Mulțumesc, vă. Îi adresăm invitația să ia cuvântul domnului Dănuț Crețu, primarul comunei Muntenii de Jos. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Astăzi se împlinesc 544 de ani de când pe aceste meleaguri a avut loc marea bătălie de la Vaslui sub conducerea voievodului Ștefan cel Mare, care cu multă pricepere și vitejie a condus armata spre cea mai răsunătoare victorie împotriva islamului, fapt pentru care marele cancelarii ale vremii îl considerau erou al creștinătății. Este de datoria noastră și a generațiilor care vor urma să aducem recunoștință celor care au plătit cu sânge pentru ca noi să trăim în liniște și pace pe aceste meleaguri. Să fim mândri că suntem urmașii urmașilor lui Ștefan. Mulțumesc! Îi adresăm invitația să ia cuvântul domnului general de brigadă Remus Bondor, comandantul brigăzii 15 mecanizate Podul Înalt. Domnilor președinți ai Consiliului Județean, stimați reprezentanți ai autorităților centrale, ai organelor legislative, domnule subprefect, domnule primar, doamna director, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru faptul că această activitate se organizează cu tenacitate, indiferent de vreme, în fiecare an. Brigada 15 mecanizată Podul Înalt are denumirea onorifică Podul Înalt. Noi suntem cumva purtătorii acestui nume care a fost răsunet în Europa la vremea la care evenimentele s-au petrecut. Brigada 15 are în fața dumneavoastră ostașii din batalionul 151 Infanterie Războieni. Într-o victorie răsunătoare și o înfrângere, tradițiile pe care cei plecați de acasă, cei care erau în ceata vitejilor lui Ștefan, respectiv cavaleria grea, nobilă și care purta greutatea bătăliei, și ostașii plecați de la coarnele plugului în Oastea cea Mare, în infanteria ușoară, au urmașii în fața dumneavoastră. Ostașii noștri sunt acei stră nepoți ai celor ce au luptat aici. Bătălia de la Podul Înalt este subiect de studiu. Este un subiect pe care în instituțiile militare ar trebui cu mai mare atenție să ne aplecăm și să-l deschidem și să-l studiem în amănunt. Toate principiile luptei armate care astăzi noi le punem în practică au fost aplicate de comandanții oștirii moldovene pentru această victorie. Ștefan a schimbat fața Europei prin această victorie pentru următorii 20-30 de ani. Axa de înaintare a Imperiului Otoman către Europa de vest, planificată să treacă prin câmpiile Pocuției, s-a schimbat prin Balcani, prin Balcanii de vest și prin Serbia. Dunărea n-a mai fost controlată de Imperiul Otoman după această victorie timp de aproape 10 ani. Ștefan a fost primul dintre domnitorii unor țări mici care au refuzat plata tributului și care s-a opus direct unui imperiu în expansiune, care la acel moment era probabil echivalentul Romei din perioada imperială. Această bătălie trebuie foarte, foarte bine ca toți comandanții mici și mari să o analizeze și să-i vadă implicațiile la toate nivelurile. De
de la ostașul care s-a adăpostit în teren și și-a făcut o baricadă din stejar pe care i-a doborât de la, din pădurile de aici, și până la comandantul de batalion care și-a manevrat cavaleria ușoară în această bătălie. E impresionant că reușim să păstrăm această tradiție și e foarte bine că ne adunăm aici și trebuie să continuăm această activitate. Contați pe Brigada 15 Mecanizată că va fi alături de autoritățile locale ale județului Vaslui pentru evenimentul Podul Înalt. Vreau să vă mulțumesc încă o dată și să sperăm că aceste locuri vor rămâne sfinte în inima și în sufletul tinerei generații care va păstra mai departe această tradiție. Vă mulțumesc! Vă adresăm rugămintea să ne deplasăm la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt pentru ceremonia depunerii coroanelor de flori. Doamnelor și domnilor, vă prezint onorul Garda de Onoare și muzica militară a garnizoanei Iași. Asistență și stimați invitați, ceremonia militară a luat sfârșit. Vă mulțumim pentru participare!